Bun găsit la Gândul News, sunt Oana Svoboda, iată care sunt cele mai importante informații. Dan Vulceanu este noul ministru al finanțelor și a depus jurământul la Palatul Cotroceni. Ședința de confirmare a candidaturii a fost convocată de tabăra premierului și votată în contextul în care, pe data de 23 august, expiră interimatul lui Florin Câțu. Vâlceanu este de profesie economist și și-a început cariera politică la PSD. Firma mamei lui a avut profit de 2 milioane de lei anul trecut din contracte cu statul. Este onorant pentru mine că astăzi am primit votul colegilor. Este o încredere pe care mi-o acordă și o încredere pentru care mă simt obligat. De asemenea, vreau să vă spun că Ministerul de Finanțe este unul dintre ministerele foarte importante în Guvernul României și nu am niciun fel de dubiu că voi face o echipă bună cu prim-ministrul. Domnul Dan Vâlceanu a fost, cum am spus, susținut în majoritate, un singur vot împotrivă, chiar astăzi aici sunt prezenți 70% dintre președinții de filială. Pe de altă parte, Ludovic Orban spune că răspunderea integrală pentru această desemnare este a premierului Florin Câțu. Rezultatul votului, 48 de voturi exprimate, 47 de voturi pentru, un vot împotrivă. I-am anunțat pe colegii mei că votul împotrivă îmi aparține. Premierea continuă să facă ravagii în țară. Județul Suceava s-a aflat mat sub un cod roșu de vijelii cu rafale de peste 90 de km pe oră, grindină de mari dimensiuni și frecvente descărcări electrice. La Gura Humorului, acoperișul unui bloc a fost luat de rafalele puternice de vânt, iar bucățile de ciment au avariat autoturismele din zonă. La Rădăuți, o creangă s-a rupt și a căzut peste o mașină, iar pompierii au intervenit și au îndepărtat bucățile rămase pe autoturism. Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de vreme severă în 15 județe, precum și o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică în 11 județe din țară, valabile până joi dimineață. Sunt așteptate frecvente descărcări electrice și grindină, iar cantitățile de apă vor depăși 70 de litri pe metru pătrat. Prima reacție a comediantului Micuțu după scandalul din stradă. Actorul a explicat prin intermediul unui material postat pe pagina sa de YouTube ce s-a întâmplat în noaptea în care a fost implicat într-un scandal în fața unui magazin din București. Actorul afirmă că sunt ani întregi de când îi este înjurată familia, iar bărbatul i-ar fi adresat exact astfel de insulte timp de mai bine de un minut și jumătate, chiar și când autoritățile erau prezente. Actorul a acționat în momentul în care bărbatul a agresat-o pe iubita lui. Dumitrița, după ce e împinsă, îi pune mâna pe umăr și roagă să se întoarcă la masa lui. Moment în care băiețașul, nu se vede pe filmare chestia asta, înainte să ia mâna și să o împingă, îi dă o flegmă pe mână. Moment în care am văzut absolut negru și am reacționat. Surpriză pentru polițiști, la punctul de trecere a frontierei cu Tici, un adolescent afgan a fost găsit în geamantanul care aparținea unei pasagere, cetățean român. Se pare că femeia a devenit agitată atunci când a ajuns la vamă. Ea a declarat că este prietena fratelui minorului și că voia să-l ducă pe acesta la ruda sa, care locuiește în Germania. Băiatul a fost preluat de reprezentanții protecției copilului din Arad. Acum se fac cercetări pentru trecere ilegală a frontierei de stat și complicitate la tentativă de trecere ilegală. Turiștii indisciplinați urmăriți de jandarmi din aer. Toți cei care au campat și au făcut grătare în platoul Padina și în zona Bolboci, weekendul trecut au fost observați din elicopter de autorități. Aparatul de zbor a survolat toată ziua zona pentru a identifica pe cei care încalcă legea și fac grătare în area protejată. În urma informațiilor trimise de piloți, echipele de la SOR se deplasau în zonă și aplicau amenzi. Oamenii s-au plâns de decizia autorităților, dar și de atitudinea polițiștilor care i-au amendat. Știrile continuă pe site-ul nostru gândul.ro, pe Facebook-ul Gândul și pe canalul nostru de YouTube. Nu uitați, ne puteți urmări și pe Instagram. Numai bine!